Salut, eu sunt Volta și astăzi o să facem puțin gameplay și un mic opening pe FIFA Mobile. Vă las cu clip. Înainte de opening, o să fac și eu mutarea asta în echipă, că mi-am cumpărat un nou jucător în locul Harry Maguire, pentru că nu prea-și face postul acolo. O să-i dau cât de repede pot train la punctele alea. Cu Harry Maguire chiar nu știu ce să fac, cred că o să-l bag la un exchange ceva, dar vedem. Plus că lumea am și pe Zlatan tot de 107 și tot eventul acela flashback. Acum hai să-i dăm drumul la opening, că nu mai am răbdare și poate să pice ceva frumos. Mai întâi o să încep cu pachetele astea 106-108, dar am observat ceva, că îmi lipsește un singur jucător pentru a putea deschide două pachete de 106, să pot deschide încă unul de 108. Așa că o să-l fac cât pot de repede și o să revin cu pachetele. Pe aici nu am găsit niciun fel de pachet ca să pot lua un 103+, dar o să deschidem și pachetele acestea cu FIFA Points, ăsta de 50, că sunt 2 și unul de 500. Am reușit să fac rost de acest jucător de 103+, de la PES. Am observat că am acolo câteva taiere făcute de la PES-ul nou, așa că o să-l colectez și dăm drumul la pachete. Mai întâi o să deschidem primul pachet, acesta de la secțiunea asta au toți cam și eu 20 de puncte și poate o să pice ceva, nu știu. Hai să vedem. Nimic, cum așteptam. Sper să pice ceva decent, tot nu pice mai mare de 107, pentru că vreau să fac și un exchange din acela de 108, poate pică ceva să pun pe market, ca să scot și niște bănuți. Vezi că e bine 107 din pachetul ăsta, acum să vedem ce pică următorul și dacă pică 107, sunt foarte mulțumit că pot să fac exchange-ul ăla. Perfect, am ce zic, perfect. O să vedem ce o să pice din pachetul ăsta, sper să pice ceva, măcar de 20 de milioane să scot și eu câțiva bănuți. Stai acum nu știu care, left back, Liverpool. Bă, măcar am luat 20 de milioane pe el, adică îl pun imediat pe market. Acum, hai să trecem la pachetele serioase, sper să nu fie o mare dezamăgire, pentru că alte FIFA Points nu mai bagă. Și hai să vedem. A picat o dezamăgire completă. Aveam nevoie de bonus, dar nu de atât. Dar mai aveam încă un pachet, salvare. Sper să nu pici ceva mai prost de 500.000 de bănuți și... Ce pachete, mi-am mâncat toate FIFA Points-urile. După ce am deschis pachetele alea de 50 de FIFA Points, am văzut că mi-au mai dat un pachet de 100. Eu am rămas cu 600, așa că mai pot deschide unul de ăsta și unul de ăla de 500. Bă, vezi că a picat benișor, adică de că mi-a dat jucători și că nu mi-a dat iarăși bani. Să-l deschidem și pe ăsta de 500 acum, ca să scăpăm de toate FIFA Points-urile astea. Te ne pică un 114+, dar nu am nicio speranță. Și iarăși ne-a picat un cam mai slab ca la 50 de FIFA Point. Măcar am luat bănuții pe jucătorul ăsta, 18 milioane cât am luat. Perfect, că mai aveam eu 5. Numai bine. Hai să dăm și un Division Rivals, așa de final. Tot am făcut această schimbare în echipă și să vedem cum se mișcă. Văd că mi-a găsit un adversar, cred că e destul de bun. Să nu mă bombardez cu goluri acum. Nu știu cum ai prins pasea aftut. Nu pot să cred, băi frate, dar mereu mă prinde așa, uite cum jucătorii mei stăteau în fața lui. Bă, cum de asta să-mi bap. Ai ținut și animația ca toxicul. Nu. S-a gândit să mai bage așa un gol de final, să mă enerveze mai tare. Să închei clipul aici, m-a distrus băiatul ăla cu meciul ăla, nu știu câtă experiență avea de joc, dar s-a văzut că m-a cam îndoit și n-avea cine știe ce echipă, a fost mult mai bun. Pa!